31 de unități de învățământ din județul sălaj au rămas fără conducere. Anul trecut, peste 30 de posturi de conducere în învățământ au rămas neocupate, pe aceste funcții fiind numiți director prin detașare în interesul învățământului. Dacă până acum jocurile se făceau în spatele ușilor închise, iar mai mari învățământului numeau pe funcțiile de conducere rămase neocupate oamenii pe care îi doreau ei și care se trezeau peste noapte directori, începând de anul trecut, metodologia s-a schimbat. Potrivit noi legislații, numirea cadrelor didactice prin detașare în interesul învățământului pe funcții vacante de director, respectiv director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, se face în urma unei cereri venite din partea celor care doresc să ocupe o astfel de funcție. Ulterior, acolo Acolo unde vor fi mai mulți candidați pentru un post, aceștia vor prezenta un plan de management pe care vor trebui să-l susțină în fața unei comisii de concurs. Din cele 31 de unități de învățământ în care sunt vacante astfel de posturi de conducere, peste 25 sunt școli din mediul rural. Însă există și școli cu greutate din mediul urban în care se caută oameni pentru conducere. Este vorba despre Palatul Copiilor, unde este vacantă funcția de director. Aici unde, până la încheierea anului școlar, postul a fost ocupat de Ioan Mureșan. Școala gimnazială Simeon Bărnuțiu, unde este vacantă funcția de director adjunct, deținută până în prezent de Pataki Ida, și Liceul Tehnologic Mihai Viteazul, unde funcția de director adjunct deținută de Viorica Lupaș a fost scoasă la concurs. Cadrele didactice sunt așteptate să-și depună cerere și pentru funcțiile de director de la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă și Mleu Silvaniei și Clubul Copiilor Jibou. De asemenea, sunt vacante și posturile de director de la cinci licee din mediul rural, Sâg, Sărmășag, Crasna, Nușfalău și Ileanda. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, cei care doresc să candideze pentru o funcție vacantă trebuie să-și depună dosarele de concurs la secretariatul instituției până în 10 august. Desfășurarea interviului în cazul posturilor vacante pentru care s-au înscris mai mulți candidați va avea loc în 16 august, urmând ca în 17 august să fie emise deciziile de detașare.